200 de profesori din Republica Moldova vor participa la programe de formare în cadrul unui proiect intitulat Cursuri și cărți pentru perfecționarea cadrelor didactice din Republica Moldova. Participanții vor beneficia de experiența unor formatori din România și astfel își vor îmbunătăți competențele educaționale. Cadrele didactice vor participa la 7 cursuri pe teme diverse și vor avea acces la o platformă cu cel puțin 1500 de cărți în format electronic. Vor participa la 7 programe de formare pe tematici diferite, identificate în analiza nevoilor de formare. Aș putea să vă dau câteva exemple, de exemplu strategii de prevenire a bullying-ului sau adaptarea activităților de la clasă în funcție de stilul de învățare al copiilor sau provocări în educația digitală. Cursurile se vor desfășura de săptămâna viitoare până în 15 noiembrie. Vor fi în format online cu formatori din România, iar dascălii vor primi și teme pentru acasă. Aceste cursuri sunt binevenite și orice curs, orice formare nouă este binevenită. Așteptăm să vedem cu ce ne poate bucura, să zicem, cadrele didactice din România, ce experiențe au ei, să facem un schimb de bune practici. Noi, cadrele didactice, avem o profesie pentru care cere și necesită permanent formare. Vrem să ajustăm și noi unele metode, strategii de lucru, de comunicare bilaterală între noi și sistemul educațional din România. Cel mai important ar fi pentru noi e faptul ca să devenim experți în lucrul acesta și pentru cadrele didactice noi suntem de fiecare dată în căutare, în ceea ce vrem noi ca să fim și vrem să arătăm lumii și copiilor că le datorăm ceva. Proiectul Cursuri și cărți pentru perfecționarea cadrelor didactice din Republica Moldova este organizat de Institutul Cultural European și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României.